Stadiul actual al reorganizării complexului energetic Hunedoara, etapele următoare și continuarea în următorii ani a exploatării la minele active din Valea Jiului au fost principalele teme dezbătute în cadrul a două întâlniri succesive pe care prefectul județului Călin Marian le-a avut marți la Petroșani. În cadrul acestor discuții, prefectul a solicitat administrației complexului să se asigure că nu vor fi sincope în primirea drepturilor salariale de către angajații complexului energetic Hunedoara. Am avut ieri o discuție la nivelul complexului energetic Hunedoara, atât pe partea de management, cât și pe partea de sindicate. Am discutat ce putem să facem în viitorul apropiat în ceea ce privește noua reorganizare a complexului energetic Hunedoara. M-am asigurat ca producția să continue la complexul energetic Hunedoara ca să existe și sursa financiară ca să poată să fie plătiți minerii. La discuție au fost prezenți și sindicaliștii, ocazie cu care, pe lângă prezentarea situației din punct de vedere financiar și juridic a CEH, în perspectiva reorganizării, aceștia și-au expus opinia cu privire la continuarea activității în subteran. Am avut discuție și cu sindicatele și cu sindicatul Muntele, care este reprezentativ la complexul energetic Hunedoara, domnul Darius Câmpean. Ca principiu am stabilit toți pașii în ceea ce privește viitorul apropiat și mediu pe complexul energetic Hunedoara. Prefectul Călin Marian le-a transmis reprezentanților administrației și ai salariaților că sprijină prin toate mijloacele instituționale ca exploatarea în subteran să continue, fiind deosebit de importantă pentru viața social-economică din Valea Jiului, dând și asigurări că în perioada următoare nu vor fi disponibilizări de la complex. Se anunță disponibilizări în perioada relativ următoare? Nu se anunță disponibilizări. Vom încerca să rezolvăm cât mai repede prin hotărâre guvernamentală, reorganizarea complexului energetic Hunedoara. Reamintim că în acest an, la sfârșitul lunii iulie, din cadrul complexului energetic Hunedoara s-au disponibilizat în jur de 1400 de persoane, aproape jumătate dintre acestea fiind angajate la termocentrala Mintia, care de altfel s-a și închis atunci.